Bună ziua, dragi copii! Ne aflăm în incinta Bibliotecii Hristo Botev și vreau să vă invit să asistați și să participați la serviciul Pasionați de Lectură, care se desfășoară acum. Astăzi vreau să vă prezint o carte poveste, care se numește Sofia Păpădia, de Stella Popa. Noi deja ne-am întâlnit cu această scriitoare, dacă țineți minte, am citit Regele cel înțelept, poveste interesantă. De data aceasta, Stella Popa, împreună cu ilustratoarea Stella Damaschin Popa, a creat o nouă carte, un dar pentru voi, Sofia Păpădia. Deci este istoria florii Păpădia. Cred că știți cu toții despre ce floare e vorba. O floare care înflorește primăvara de vreme, o vedem peste tot, în parcuri, în grădini, în păduri, pe marginea râurilor, pe marginea cărărilor. Iată, această floare, păpădia, galbenă, de un galben aprins, parcă sunt niște bucăți rupte din soare. Deci, povestea este istoria florii păpădie. De unde s-a luat ea? Prin leagurile noastre. Așa. Înainte de a trece la subiect, vreau să vă spun că pe lume sunt nu numai oameni buni, oameni generoși, ca fiți frumoși, elene cu sânzene, princi, prințese, bogați, frumoși și buni, dar se mai întâlnesc și oameni neprietenoși, răutăcioși, chiar răi, și trebuie să ne ferim de ei și să știm cum să-i învingem, să avem curajul să-i învingem, așa cum a avut curajul și această prințesă, Sofia, care pe urmă s-a transformat într-o păpădie. Deci, să ascultăm povestea. O să vă povestesc pe scurt și o să citim unele fragmente. Se spune că bătrânii, adică povestesc, că soarele nu era singur copil la părinții săi. Regele și regina din Ținutul Misterilor mai aveau trei fete. Erau frumoase ca niște zâni și numai bune de măritat. Cea mai mică le întrecea însă pe primele două prin înfățișarea și gingășia ei. Uitați-vă cum arăta. Avea părul de un galben aiudumă culorii spicului de grâu. Buclile aurii se răsfărau până la pământ, de parcă ar fi fost un veșmânt de aur. Iar ochii, ah, ce mai ochi! Erau de un azuriu intens și părea că tot cerul se oglindește în ei. Buzile ei erau ca cireașa coaptă, iar pielea albă și fină ca mătasea. Era bună la suflet, cu minte și tare delicată, sora mai mică a soarelui. O chema Sofia și îi se duse vestea în întreaga lume. Avea și un logodnic, prințesa, un prinț viteaz, viviță nobilă și chipeș, nevoie mare. Se numea Vântul și era fiul unui mare și temut împărat din Ținutul Nordului. Vreau să vă spun că Vântul o cerea de multe mireasă să fie soția lui, dar fata nu se grăbea. Ea spunea că mai întâi trebuie să se căsătorească surorile ei și nici de cum nu vroia înaintea lor. Surorile înce așteptau. Atunci regele a anunțat în țară un concurs la care trebuia să vină pețitori de peste tot ca să îi pețească fetele, ca să-și căsătorească fetele. Da, și iată ce le-a spus el. Cei care le vor impresiona cel mai mult prin vorbe sau prin daruri, a acelora să fie pe vecie. Așa, și au venit fel de fel de băieți, prinți, pețitori. Unii își arătau vitejia, alții puterea minții, iar cei mai bogați veniră cu niște cadouri de neprețuit, safiri, smaralde, diamante și așa mai departe. Numai că fetele au ales, au tot ales tot anul și până la urmă nu le-a plăcut nimeni. Arată într-o bună zi, la palat s-a ivit un tânăr chipeș. Să vedeți cum arata. Avea părul ca pana corbului,
nasul bine conturat, iar ochii mai negri decât mura câmpului. Viteazul avea și un armăsar pe măsură, unul alb ca neaua, cu burta lată și copite învelite în oțel. Calul avea coamă și coadă ferchezite ca la carte. Cine ești, voinicule? Și ce te aduce pe aici? Întrebă curios regele. Vin de departe, măria ta. Lung și greu drum făcut am. De la luptă mă întorc. De la luptă pe viață și pe moarte. Rog-vă, adăpostiți-mă pentru o noapte. Sunt frânt de oboseală. De-mi veți da un pat și de-a ligurii, tare recunoscător, vă voi fi, grei oaspetele. Păreau fi omul de treabă. Iar gazdele nu se îndoire de vorbele sale. Regele prunce slujilor să-i pună voinicului de-ndată bucate pe alese și să-i pregătească înainte de culcare o baie fierbinte cu frunze de arțar. Dar să vedeți că toată noaptea fetele n-au putut dormi și se gândeau, cine este voinic acesta? De ce a venit pe la noi? A doua zi, deci de dimineață, voinicul se trezi odihnit și bine dispus. Și făcu cunoștință cu fetele, le povesti multe de toate, fiindcă era foarte vorbăreț. Dar regele avea scopul său, s-a apropiat de el și a vorbit așa. Voinice, află că fetele mele mai mari sunt de măritat. Am trimis veste în toate cele patru colțuri ale lumii că cei care vor reuși să le impresioneze cu vorba sau cu fapta le vor lua de neveste. Nu vrei să-ți încerci și tu norocul? Cu dragă inimă, răspunse oaspetele zâmbind misterios pe sub musteasă. Zis și făcut. Din trei încercări, trebuia să le cucerească. La prima, știți ce a făcut voinicul? S-a prefăcut într-un purice și s-a ascuns în coama calului. Dar a pișcat tare calul și calul l-a aruncat jos. Nu i-a mers. A făcut a doua încercare. S-a ascuns după soare. Dar vedeți că el nu știa că soarele este fratele fetei și s-a dat de gol. Nu i-a mers nici a doua, nici a doua dată. Și a treia dată, însă, se prefăcu într-un bătrân cu fața brăzdată de zbârcituri, cu barba albă ca neaua și cu nasul roșu ca parafocul. Fluierea cu putere și ca din pământ se iviră trei șuricei. Cât ai clipit din ochi, moșneacul îi prefăcu în trei armăsari de soi ca niște, cu niște aripi imense și care slobozeau foc pe nări. Prinse apoi o buburuză de pe o floare și o prefăcu într-o caleașcă de un roșu aprins presărată cu burine negre. În hămăcai la trăsură de dubice și chinuind urcă în alturile ceu. Prințesele rămăseseră cu gura căscat. Iscusit-o vrăjitor, cobura apoi ca săgeata, o prinse din zbor pe sora mai mică și pe aici îi fu drumul. Se făcu nevăzut cu tot cu fată. Vreau să vă spun că fetele au rămas uimite deodată, au plesit din palme. Ce minunăție! Dar scund timp au înțeles că e vorba de o nenorocire, că a fost răpită sora lor mai mică, cu toții, și regele și regina și vântul mirele Sofiei și soarele fratei, toți au căutat-o peste tot, dar nimeni nu putea găsi. Fata dispăruse. Și știi cine a răpit-o? El s-a prezentat în timp ce zburau spre împărăția lui. Să vedeți cine era. Află Sofia că eu sunt viforul de miază noapte. Și mult am mai rătânjit după tine. Fii soția mea, știi ce voi face ca cea mai frumoasă zână a ghețurilor. Nimic nu îți va lipsi. Vei fi nemuritoare. La auzul unor asemenea vorbe, tânăra prințesă se cutremură. Nici gând. Nu vreau viață veșnică. La ce bun? Vreau să fiu fericit alături de cei dragi și atât. Viforul era vifor. Viforul se înfurie rău. Dă dubice cailul și porni ca gândul și ca vântul spre împărăția sa. Și știți, au zburat peste mări, peste țări, peste râuri, peste oceane și au ajuns la o peșteră. Dar mai întâi au trecut și
au intrat în peșteră și au intrat apoi în trei păduri. Mai întâi, într-o pădure frumoasă, era împărăția primăverii, apoi în altă împărăție, împărăția toamnei, verii, apoi în a treia, împărăția toamnei și apoi în a patra împărăție au ajuns. Și să vedeți ce împărăție era. A patra. Pădure. Pădurile în copaci. Pădurile, copaci erau numai din cristal. Îi acoperea un strat gros și pufos de nea. Zăpada cuprindea totul cu îmbrățișarea sa moale. Nu era niciun semn de viață. Nici o clintire. Vai, e iarnă, dârdâie Sofia de frig. Bine ai venit acasă, în împărăția frigului, frumoasă prințesă. Acesta e regatul meu. Și a condus-o în palatul său, care era frumos, dar totul din gheață, tot era frig. Și prințesa a văzut aici niște figurine ciudate. Erau stane de gheață care păreau să aibă chipuri de femei. Ce sunt acestea? Întrebă prințesa cu înfrigurare. Vifurul privi scruțător spre ea și răspunse: logodnicile mele. Fata se îmbolnăvi de necaz, că a înțeles că a dat de nenorocire și două zile n-a mâncat nimic, n-a băut nimic, se îmbolnăvi grav, se tupea ca o lumânare. Și vifurul însă i-a spus așa: acceptă să te căsătorești cu mine, altfel te voi preface în stană de gheață, amenință el. Îți mai dau răgaz de gândire 3 zile. Dar ce-a fost mai departe? Cum a scăpat prințesa Sofia de acest vrăjitor rău? Ce curaj a manifestat? Cine a ajutat-o? Ce prieteni și-a făcut ea? O să aflați dacă citiți cartea mai departe singuri. E o carte foarte interesantă. Vreau să vă spun că, deși a trecut prin multe greutăți, Sofia, e o carte veselă și optimistă. Da, și frumoasă. La sfârșit, vreau să vă spun că Dumnezeu i-a dat acestei păpădii, deci în care s-a transformat Sofia, veți afla dacă citiți povestea până la capăt, cum s-a transformat în păpădii și de ce. I-a dăruit și calități frumoase, calități deosebite. Această plantă, să știți că este și tămăduitoare și tămăduiește multă lume de unele boli. Tinctura de păpădie tămăduiește, într-adevăr, unele boli. Vreau să vă spun încă un lucru. Și încă un dar i-a dat Dumnezeu. De fiecare dată, când un copil cu minte și ascultător suflă în puful unui păpădii, acesta ajunge în înalturile cerului, la Domnul, și îi spune numele celui care l-a trimis. Iar Dumnezeu, milostiv cum e, îi poartă de grijă picelui. Iată așa, deci să fiți cu minte și ascultător și atunci îți bucura de acest dar. Și să nu uitați care e mesajul poveștii. Bine faci, bine ajungi. Așa cum a ajuns și Sofia Păpădia. Lectură plăcută, dragi copii, ne revedem data viitoare!